Am și găsit anumite soluții, lucrăm să le transpunem în norme legislative sau ordine de ministru. Am găsit o situație de genul că am avut peste o mie de persoane venite la examen și foarte multe au găzut proba fizică. Baremurile pentru proba fizică sunt foarte stricte în acest moment și cred că putem să le facem diferențiat. Pentru că una este militarul combatant, alta este un medic sau un psiholog. Cred că astfel de baremuri pot fi mai legere, astfel încât pregătirea fizică să continue și după încadrarea în structurile militare, a explicat Gabriel Leș, ministrul apărării.